Nu vreau să, mulțumesc frumos, doamna profesoară, nu vreau să fac parte tehnică, că nu de aceea suntem aici, dar poate la lucrarea respectivă trebuia introdusă și colega mea, Simona Bursașiu, fiindcă suntem o echipă care lucrăm la acest depozit digital. Am început lucrul de echipă anul trecut, în 2018, cred că prin mai-iunie. Încă este în lucru, l-am făcut public pe site-ul bibliotecii. Dar nu vreau să vă spun cum am ales câmpurile, cum am introdus datele, cum se fac căutările și o rog pe colega mea, Simona, să pună exact legătura spre pagina web a Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara. Da? Prin library.upt.ro, de la orice calculator, chiar de la laptop, vă puteți conecta la site-ul Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara, mergând direct pe resurse. Ajungeți la acest da, pagină. La această pagină, da, la acest site, unde accesați resurse din Space și ați ajuns la depozitul digital sau depozitul instituțional al Universității Politehnic, al Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara. De unde a venit ideea acestui depozit digital? A venit de la faptul că costurile referitor la trimiterea publicațiilor buletinului științific și a tezelor de doctorat editate la editura Politehnica și susținute în cadrul Universității Politehnica Timișoara, costurile au fost imense. Plăteam pe an între 8.000 și 10.000 de lei numai pe timbre. Nu mai vorbesc cu... pentru schimb. Pentru schimb, da? Și atunci ideea a venit, hai să facem depozitul digital instituțional. Acum fac o paranteză, doresc să reușesc să facem un consorțiu la nivel național al bibliotecilor tehnice, adică cei care sunt interesați să utilizeze acest depozit digital și noi utilizând publicațiile lor. Și atunci ne-am gândit, hai să reducem costurile. Am redus costul timbrelor, am redus costul care îl plăteam pentru un titlu de teză de doctorat anual la Politehnică, se susțin în jur de 200 de teze de doctorat. 200 de teze de doctorat având 47 de parteneri de schimb. Deci vă dați seama câte exemplare au fost publicate și plăteam. Dar acum în bibliotecă intră două exemplare care e normal și trebuie să le plătești. Și obținând acceptul autorului, da, că poți să-i pui în intranet sau în internet informația și pe bază de user și parolă și bibliotecile din țară pot accesa depozitul digital și își pot descărca teza de doctorat. O să-și o tipărească în câte exemplare dorea și să-și o pună la raft. Și atunci am zis, ce va conține depozitul digital? Te rog frumos, spune pe domeniu, da? Colecții. Colecțiile care sunt, ne-am gândit la articolele științifice publicate în cadrul Politehnicii, la buletinul științific care are cele 9 serii, ne-am gândit la cursurile cadrelor didactice și tezele de doctorat susținute în cadrul Universității Politehnică Timișoara. Primul domeniu care l-am făcut a fost domeniul tezelor de doctorat, fiindcă de la editura Politehnică venea informația pe suport de CV sau DVD și cu acceptul autorului am putut introduce PDF-ul tezei.
al doilea, ne-am axat pe cursurile cadrelor didactice. Cursuri publicate. Cursurile, da, cursurile publicate. Dar am început cu primele cursuri ale cadrelor didactice de la înființarea Școlii Politehnice din Timișoara. Trebuie să vă spun că în 2020 școala Universitatea Politehnică Timișoara va împlini 100 de ani în 11 a 1920, prin decret reglal, a fost înființată Școala Politehnică Timișoara, așa s-a numit, și prin mărinimia dascălilor de la începutul, de la înființare, s-a format biblioteca cu primele cursuri donate de acești dascăli. Primul rector a fost Traian Nălescu, nu vreau să vă fac o istorie a Politehnicii și nici o istorie a bibliotecii. Și mai fac o paranteză, în 2021, când biblioteca va împlini 100 de ani, ne-am angajat la a 32-a ediție a Conferinței Naționale Asociației Bibliotecarilor din România și va fi la Timișoara. Și nu numai, ne-am legat și de faptul că în 2021 Timișoara va fi capitală culturală europeană. Dar acum scurt, la cursuri. Am digitizat cursurile, te rog, mergi pe din 1921-1922, dar până în 1943 cred că am ajuns, dar haideți să facem o căutare după marele matematician Valeriu Alaci, caută, te rog, Alaci Valeriu, sau du-te la, după autor, sau Răzvăire, da, după autor, Alaci Valeriu, da, da, cursul de analiză, hai să luăm care, să luăm care e cel mai vechi, că hai să nu le iau aia, iau cursul de analiză matematică, este o problemă de mecanică, ăsta cred că, du-te pe el, da, și du-te pe vizualizare, pe varianta PDF. Deci, ca să vedeți, poate nu e cel mai bun exemplu, cursurile respective au fost scrise de mână. Acum, ăsta nu este, dar hai să mergem al lui Teodorescu, de mecanică. Du-te înapoi, Simona. La autor. Teodorescu. Da, Constantin. Da, și mergem la cursul lui din 1921, cursul de mecanică, da? Și mergi pe forma PDF. Deci cursul scrisă de mână din studenții care erau în acel an, da? Ca să vedeți ce caligrafie a fost, cum au fost făcute desenele. Și avem o expoziție permanentă în holul Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara cu aceste cursuri, astfel încât și cei care vin la bibliotecă să le poată vedea fizic. Dar vom face și o expoziție virtuală, vrem să facem pe viitor. Deci asta este partea veche sau cei care au pus bazele Școlii Politehnice din Timișoara sau care au fost vectorii noștri care ne-au dat direcția ca să ajungem la 100 de ani. O să mai o rog pe Simona să mergem și pe domeniul tezelor de doctorat, unde sunt interesați partenerii noștri de schimb. Du-te pe domeniu, luăm o teză la întâmplare, nu contează care. Sigur, am renunțat la trimitere prin schimb și am făcut economie. Dar păstrați partenerii de schimb? Corect. Partenerii de schimb intră aici pe bază de user și parolă și descarcă teza de doctorat sau articolul sau buletinul științific
și pot să-și o tipărească și să o pună la raft. Înseamnă că accesul în acest depozit digital nu este open access, nu pentru toată lumea. Acum nu ești, este open access momentan. E open access, fiindcă Simona nu s-a logat cu user și cu parolă. Du-te pe orice teză, hai să zicem, 2008, da? Nu știu cum este teza. Și să obțineți, să convingeți autorii să cedeze drepturile de autor, încât să puneți la ce deschis. La tezele de doctorat, în cadrul școlii doctorale, ești obligat. Da. Ești obligat. Deci, de aceea toate tezele de doctorat, cred că le avem până în 2008 puse, începând cu 2019, că așa ne-am dus 2019, 18 până în 2008, și deci asta este primul pas. Al doilea pas am făcut cu cursurile vechi din 1920-21, da? Și în momentul în care facem un agreement și ei își dau dreptul ca să fie pus atât în intranet cât și pe internet, nu cred că există o problemă. Am lucrat într-un proiect care s-a finalizat în 2012 la Biblioteca Digitală de Mecanisme, unde am digitizat toate tezele de doctorat susținute în domeniul științei mecanismelor în cadrul Universității Politehnica Timișoara, iar acestea au fost vărsate în Europeana. Și pe baza unui agreement, respectând legislația atât națională cât și internațională, se poate face acest lucru. Și atunci, de aceea vă spun, fiecare bibliotecă școlară, DSPS-ul este gratuit. Noi ne-am pus la punct. În cadrul Asociației ABR, Asociației Bibliotecarilor din România, putem să facem cursuri de perfecționare sau training-uri, nu cursuri, workshop-uri, ateliere de lucru. Cine este interesat pe orice domeniu, vreau să vă spun că la nivel național, Simona Bursașiu este președinta secțiunii de formare profesională și încercăm la nivel local, ABR filiala Timiș, măcar cu cei din jur, Timișoara, Arad, Reșița, să facem niște cursuri. Că sunt pe parte de depozit digital, că e vorba de catalogare, că e vorba de indexare, de evidența documentelor, da? Să putem face instruiri gratuite ca formatori pentru bibliotecarii, nu contează că e școlar sau universitar. Deci n-am vrut să intru în partea tehnică, Simona făcuse prezentarea, dar nu... Aia contează. Cine vrea să facă, poate să primească suportul și ajutorul nostru și cu instalarea lui The Space și cum să-și pună câmpurile și cum să-și structureze informația și absolut tot. Informația aceasta, de exemplu, de drumul legat și de alert, de catalogul. Sigur că da. Este, da, da, dar eu ca să fac același lucru în alert, în primul rând trebuie să am Aleful, ca și program, unde în jur de 11.500 de euro plătesc mentenanța programului la Ex Libris, după care trebuie să am și Adamul, acela de a atașa obiecte digitale în cadrul programului Alef, unde iară mai plătesc vreo 5.000 de euro. Deci toată treaba asta care am făcut-o fără niciun ban, cu resursa umană și cu un grup de oameni, da? Am făcut niște economii. Ce trebuie neapărat să ai la punct pusă o linie de digitizare, aici avem suportul tehnic a Departamentului de Mecatronică din cadrul Universității Politehnica Timișoara, care grupa de cercetători din cadrul proiectului de Megelip, care s-a finalizat în 2012, a pus linia de digitizare la punct. Sperăm că vom reuși această linie de digitizare să o mutăm în cadrul bibliotecii și atunci nu o să mai avem probleme, că nu mi se pare normal acum să mai iau, să mai pun la punct și în cadrul bibliotecii o linie de digitizare. Toate cele 100 de cursuri, colegele mele s-au dus la Departamentul de Mecatronică, acolo au fost digitizate, ocerizate, curățate, făcute PDF-ul searchable. Și ce mai vreau să spun, că am mai obținut Politehnica, Biblioteca Politehnicii, încă un proiect european, un nou serviciu de tipărire 3D
în biblioteci, unde sper că la începutul anului universitar 2020-2021 vom pune și acest serviciu în funcțiune în, după ce bibliotecarii au fost instruiți în tipărire de 3D și după ce voi pune un laborator de 3D, de tipărire 3D la punct. Acum, du-te, te rog, înapoi pe pagina bibliotecii, Simona. Vreau să văd, poate era interesant să facem... Și să văd dacă au pus filmul acela cu biblioteca. Cred că la legătură rapidă s-a pus Alex. Marketing. Vreau să vă fac o prezentare, un tur virtual al bibliotecii. Oricum, asta cu tezele de doctorat e foarte bine. Eu mi-am zis că vroiam să văd o teză de doctorat, era la Cluj. Mi-am rugat un prieten, nu, n-am dat de autor, mi-am rugat un prieten, du-te, fă niște poze la carte, era doar la Cluj. Da? Și după aceea ea trebuie să fie online, sigur că de 3 săptămâni, cel puțin. Da. Ca, și acum să se evite problemele de plagiat. Da. Adică dacă tu ai online, oricine poate să verifice dacă ce ai scris tu se încadrează sau nu. Și oricum, dar cel mai sigur ne-a fost domeniul tezelor de doctorat, fiindcă ăla acolo agreement-ul sau acordul a fost făcut. Am continuat cu cursurile, primele cursuri, că legea dreptului de autor îți permite și vom încerca și cu cursurile din 2019-2020, dar probabil o să fie așa din partea autorilor, de ce să-mi pun eu informația... Mai studenții. Da. Și acum o să rog pe Simona să dea drumul la un tur virtual. Unde-i să se audă? Ai? Să mai punem încă o dată. Putem să facem licența, lucrările de licență și lucrările de masterat. Adică, pe mine ce mă interesează? Mă interesează publicul meu. Da? Și dacă vreți cu teze de doctorat, puteți să le puneți în depozitul digital pentru la Politehnic, chiar e o practică foarte bună, imediat ce susține candidatul, sunt și publicate la... Da, dar cu aceste depozite... Nu publicate, nu prea... Asta da, la noi... Sau premii de licență, din nou, nu sunt prea publicate sau de masterat, nu prea ai voie să le pui. Cum a rezumat? Rezumat. Aia toate universitățile. Rezumat. Și îți apare cu prinsul. Da, la Politea e o practică foarte bună, am văzut imediat ce s-a susținut. În săptămâna următoare, în următoare și toate... Am terminat de 2 ani și încă nu publicată. Trebuie acum în decembrie. Da. Sunt obligat. Serviciile bibliotecii sunt destinate atât studenților și cadrelor din
didactice ale Universității Politehnica Timișoara, cât și utilizatorilor externi și se accesează cu ajutorul cardului de utilizator. Cele patru niveluri menționate, prin documente organizate pe colecții, puncte de autoîmprumut și autorestituire, cabinete de studiu individual și săl de studiu grup, copy center, respectiv spații expoziționale. De asemenea, biblioteca este prevăzută cu săl destinate organizării de evenimente culturale, științifice și educaționale, organizate atât de UPD, cât și în parteneriat cu alte autorități sau instituții publice și private. Accesul la catalogul online se poate face de pe stațiile de căutare de la fiecare nivel al bibliotecii, respectiv de pe pagina web a instituției, din cadrul căreia utilizatorul are acces la servicii electronice, la baze de date științifice și cursuri online. Biblioteca are o capacitate de 650 de locuri, organizate sub formă de spații de lectură și de relaxare. În acest sens, una dintre facilitățile de referință este sala de lectură 24 de ore, deschisă non-stop, având o capacitate de 100 de locuri. Ultimul nivel al bibliotecii este echipat cu 156 de calculatoare puse la dispoziția utilizatorilor pentru susținerea procesului de documentare și cercetare din timpul stadiilor universitare. De asemenea, același etaj dispune de 6 mese inteligente, dotate cu televizoare menite a servi proiectelor de grup. Vă așteptăm să ne vizitați! Contactați, vă putem oferi. Bun venit la biblioteca. O mai pui încă o dată, mă lasă că ajunge. Da, și putem, având în vedere faptul că Simona este președinta secțiunii de formare profesională, putem să facem întâlniri de lucru pe ce sunteți dumneavoastră interesați. Ce vă interesează? Doriți clasificare? Facem clasificare. Doriți catalogare? Facem catalogare. Doriți evidență, doriți eliminarea publicațiilor, facem eliminarea sau casarea publicațiilor cu toată legislația care stă la bază, actualizată. Deci, putem să, măcar pe partea... Și să încercăm formator. Asociația, în cadrul asociației sunt formatori, dar am putea face o colaborare între Asociația Bibliotecarilor și Universitatea Politehnică Timișoara, astfel încât la sfârșit să se primească și o diplomă, un certificat de participare, adică o perfecționare. Putem să facem în felul următor, mă leg acum de clasificarea decimală universală, nivelul 1 sau nivelul 0, nivelul 1, 2, 3, că poate sunt clasificatori care nu au auzit sau lucrează într-o bibliotecă, nu știu ce înseamnă CZU. Nu știu, dar putem în cadrul asociației profesionale, să zicem filiala Timiș, având în vedere faptul că președinta secțiunii este... Da, clasificarea decimală universală este limbajul nostru al bibliotecarilor. Da. Și dacă spui cifra 1, toată lumea știe că e filozofie. Dacă spui 2, religie. Dacă spui 5... sau 51, toată lumea știe că e matematic. Asta știu, că dacă ai pus o carte greșit la raft, nu mai... Da, greșit. Uitați așa, 1 filozofie, 2 religie, da? 821.135 literatură română. Este limbajul nostru comun. Mulțumim, doamna Lovas, pentru informațiile de actualitate și împărtășirea experiențelor de la Universitatea Politehnică. Da. Îl invităm pe domnul...